bă, șacalilor? Ce Dumnezeu faceți? Vă dau bă încolo de treabă, dar nu ne-am văzut de o săptămână și ceva, bă, nu e posibil. Da, și dacă stau normal o să-mi vedeți fața mea de mor de dimineață, chiar dacă m-am trezit de vreo 2 ore sau... Așa e fața mea. Ca să ne trezim bine, trebuie să începem, așa că ia uză pe asta. Ia! Gata, 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 că mi-au copyright de acum, să-mi trag pană. Da, bă, oameni buni, gata, de acum postez o dată la 2, la 3 zile, hai, 3-4 zile, gata, trebuie să mă mobilizez, bă, dar nu înțeleg de ce am fața asta, gata, hai să trecem, astăzi facem un episod super fain. Deci e mai ceva decât Q&A, pentru că îl faci când habar n-ai ce să faci, am văzut că nimeni nu a făcut, hai să fac eu. Da, bă, șacalul ăla să-ți facem joc complet prostez, pentru că o să vin și cu sketch-uri, dar acum chiar n-am timp, adică chiar sunt, uite așa, de ce n-am timp, dar săptămâna viitoare, nu săptămâna viitoare, zilele ce urmea, mamă, cum vă rup cu sketch-uri, ce să vă placă, mamă, ce o să-mi dea gagi câta subscribe, mă jur. Astăzi ne uităm la niște poze care sunt reale, dar par photoshopate, știi tu, adică editate, adică fake, adică chestii de astea. Eu o să zic, mamă, chiar sunt așa, dar nu-mi vine să cred și voi să fiți la fel și o să pun video ăsta pe YouTube și toată lumea să fie, da, e. Da, l-avem aici pe nenea asta de călărește un val cu motocicleta, chiar, adică e complet normal să te duci cu o motocicletă în ocean și te păi, ui, jo, ui, ui, știi, gen, da, e ca Dorian așa și vai, papa, Johnule, da, nu știu cum face ăla, dar e ok. Bineînțeles că pozele au și o descriere, dar nu o să stau să văd acum cum o făcut ăla, nu, că trebuie noi să presupunem aici, adică nici voi nu o să citiți chestia asta, o să zic, mamă, tipul ăsta chiar a făcut tata, bă, ești nebun, dar nimic impresionant, putem să trecem mai departe. Da, spune acolo descriere, nu o să mă uit, o să întreb, wow, e poluat sau e foarte verde pentru că trăiește natura în el și cred că o să sper pe prima variantă, nu știu. Dar oricum să intre așa în mâlul ăla, mă, să vezi așa cum e verde peste tot, te colorezi așa verde, să mă zici că ești masca din 2003 sau 95 când era făcut filmul ăla. Mă, până și vâzele sunt așa verzi, mă, what the fuck, black, e jigos, e de asta, pute, nu-mi place, pute rău, nu, păi, da, aici e o perspectivă foarte ciudată cum a făcut tipul ăsta poză, zici că e drumul meu spre liceu și acolo e bacul, știi, și când dau așa cad, să moară, mă, s-a terminat podul și am căzut, așa, am avut și bac, am avut de tot. Dai seama că podul se curbează acolo, știi, gen, like, what the fuck, la like, acolo, știi, dar nu, mă, asta e, ăla merge acolo, de cade, eu în clasă, hop, cu bacul am căzut, știi, ai. Zici că și eu la ultimul videoclip am dat să-l postez și când să-l postez mi-l dă jos, știi, și uite așa mi s-a dus și mie starea, să nebunez, să mor. Sau, gen, când crezi că e 10 la test, știi, și când îți dă testul, opa, Johnule, te-ai dus, aia așa ai căzut. Da, următoarea, du-te să-mi trag, ce forță e, deci dacă e reală. Uite cât de unexpected e, gen, sumit, toată lumea așa Crăciun, toată lumea colorat și tu vii așa depresiv, așa cu un costum gri, deci zici să moară, dar zici că își freacă la ochelari așa, să vadă dacă nu vede colorat timber Photoshop, știi? Spune că ăsta e moș Crăciunul oamenilor depresivi, deci ăsta e, deci să mor eu. Când ești depresiv și când nu te mulțumești cu cadou pe care l-ai primit Crăciunul trecut, păi moș Crăciunul ăsta o să vină. Îți aducă un telefon, dar ți-l aduce grimă. Ți-ți aduce un telecomand, ți-l aduce grimă, că ești depresiv, mă, ai. Bă, uite-te, mă, la cât ești, mă, bine, am citit descrierea, că n-am putut, bă, să mă, ai, măcar de data asta. E acolo în Filipine și s-au născut ăștia gen fără picioare, dar uite cum e, uite cum nu cade așa când dă cu capul, să-mi trag palme. Sper, merg așa gen ca levicuzirul ăla, ca T-Rex și sau star ca cangurie, adică nu înțeleg. Bă, că ar trebui să fie așa cu capul în sus, e gen însă așa, gen au aici gheabă, copoașă, știi, și n-au nici picioare, adică i-o dat Dumnezeu aiurea rău. Da, Marble Cave aici, ce să zic, poți să-mi bagi joi de frumusețe, nu poți să-mi bagi joi, mă duc mai departe. Dar de mașia și helite ăsta poți să-mi bagi joi, adică sunt marmuză, una e așa, una e... Da, mă rog, ăsta s-a născut un pic aiurea, dar să-mi trag până zici că ai braț de Hulk aici, frate, mă, așa mă încape nimic, ai uitat, dai cu ăsta, știi, dar dacă se întâmplă să nu-i dai cu dreapta, știi, dacă îi dai cu sânga, ai faci... Da, nu știu, băi, ce da rău, adică Matias și Elite îmi pare rău, bro, dar mai lucrează și cu ăsta, mă înțelegi, da? De curiozitate, puteți să-mi spuneți și mie cum o ridica la cer tipul ăsta, adică să-mi trag palme și fără supărare, dar mai e și negru, adică să-mi dea Dumnezeu pe sigură, dar nu, mă înțelegi. Bă, ultra rasist, bă, dar spune și mie, adică cum, gen, cred că o ridicată ca aia, știi, chestia aia, știi, și gen, i-o dat drumul, știi, gen, la aia, știi, o căzut și când s-o ridicat, aia asta o sări, gen, o zi, Dumnezeu, ia-mă cu tine, nu mai pot în lumea. Valeria Lukianova, the human Barbie. Am ajuns să-mi spun și la poze de astea. Da, aici spune că are 31 de ani și aici precizează after a bit. Deci nu multe, a bit. A bit of plastic de asta, a bit.
Nu mult, abit, atâta, un pic. E complet reală, e normal, adică... Bă, dar de ce ai vrea să te faci așa, bă? De ce ești disproporționat? De ce ai capul atâta și ai talia atâta? Să moară măsa, dacă te mii, mă jur, că zici că ești eu în clasa 8-a, mă jur pe viața mea. Dar, în fine, e o urâtă, ce pot să spun? Bravo că ai dat 400 de milioane să te faci urâtă, bravo. Da, ce să zic, m-am plictisit rău, nu știu de ce am făcut chestia asta, dar ei, trebuia să și eu să posești. Mă înțelegi, am fost mare lache, dar ei. Da, cam asta e videoclipul, e o porcărie, să vede, dar pozii chiar sunt reale, adică mă mir și eu cum e așa, dar ei. Complet real din moment ce site-ul ăsta numit Jornalistate, care ne spune așa complet random că chestiile astea sunt adevărate, păi înseamnă că sunt. E normal să fie. La fel cum eu să spun că m-am întâlnit cu Justin Bieber în 2011, dacă stau bine să-mi amintesc, și mi-a dat tricoul ăsta și-l port acum. Deci și dacă zic, de ce să nu mă cred? Da, ne vedem peste 3 zile cu un sketch, ne vedem cu episoade faine, doamne, gata, am revenit, mi-am luat o pauză de săptămână, acum trebuie să mă apuc să postez, o să postez o grămadă de chestii ciudate, asta e, trebuie să vă obișnuiți cu mine. Vă urez o zi bună și frumoasă, nu uitați să-mi dați mesaje de reacție, să postez și reacție la un dat, o seară bună și frumoasă, vă iubesc pe toți, doamne ajută, v-am pupat și la revedere, pa, bă! Design narcotic, food snobby, falci nobil, melodic, ești top topic. Food o pută utopic, sunteți toți copii. Aduc potopul, pun pe primul plan, tot hip-hop-ul. MC subnutriți, vin la kilogram. Cum pot să fii mai greu ca mine când am un chint albe? Când sunt prea stresat.